a murit marele miliardar. Vestea tristă a venit chiar în această seară. Este doliu în lumea miliardarilor. Fostul președinte al Tata Group, Ratan Tata, s-a stins recent din viață, la vârsta de 86 de ani. Tragicul anunț a fost confirmat de conglomeratul indian de afaceri. Ratan Tata a murit la vârsta de 86 de ani. Fostul președinte al Tata Group a fost cel care a pus un conglomerat indian uriaș pe scena economică globală. Totodată, a realizat o serie de achiziții de profil înalt. Ratan Tata a condus conglomeratul indian timp de peste 20 de ani. Publicația Reuters amintește că Tata a condus conglomeratul indian timp de peste 20 de ani, în calitate de președinte. Două surse au declarat recent că miliardarul a fost supus unor îngrijiri intensive într-un spital din Mumbai. Tata Group este una dintre cele mai mari companii din India. Conglomeratul înregistrează venituri anuale de peste 100 de miliarde de dolari. S-a născut la 28 decembrie 1937. Miliardarul s-a născut la 28 decembrie 1937, în Mumbai. El a fost fiul lui Naval Tata și al lui Sun Tata. Ambii părinți au jucat roluri influent în formarea valorilor și a carierei sale. Tata și-a primit educația timpurie în Mumbai, înainte de a urma cursurile școlii Bisop Coton din Shimla. Ulterior, a obținut o diplomă în arhitectură la Universitatea Cornell. Din sua s-a întors apoi în India și a început să lucreze în 1962 pentru grupul pe care străbunicul său îl fondase cu aproape un secol înainte. Ratan Tata a lucrat în mai multe companii Tata, precum Telco, în prezent Tata Motors LTD. Tata Stel LTD. Totodată, s-a remarcat prin ștergerea pierderilor și creșterea cotei de piață a National Radio Electronics Company, partea grupului Tata. A preluat conducerea conglomeratului în 1991. Acesta a preluat conducerea conglomeratului în 1991. S-a întâmplat după ce unchiul său, jere de Tata, a demisionat. Publicația menționată amintește că schimbarea a avut loc chiar în momentul în care India s-a angajat în reforme radicale. Acestea au deschis economia țării către lume și au inaugurat o eră de creștere ridicată. O primă măsură a lui Ratan Tata a fost să limiteze puterea unor conducători ai companiilor din grupul Tata. Astfel, a impus o vârstă de pensionare și a promovat persoane mai tinere în funcții de conducere. Ulterior, în 1996, a fondat firma de telecomunicații Tata Teleservices. În 2004 a făcut publică firma de It Tata Consultancy Services. După aceea, grupul a decis că trebuie să privească dincolo de țărmurile indiene. A fost căutarea creșterii și schimbarea regulilor de bază pentru a spune că putem crește prin achiziții, ceea ce nu făcusem niciodată înainte, a declarat Ratan Tata, într-un interviu acordat Stanford Graduate School of Business în 2013. Proiectele sale preferate la Tata Motors s-au inclus Indica și Nano. Astfel, Grupul a achiziționat firma britanică de Chai Tetley în 2000 pentru 432 de milioane de dolari și producătorul anglo-olandez de oțel corus în 2007 pentru 13 miliarde de dolari. La momentul respectiv, a fost cea mai mare preluare a unei firme străine de către o companie indiană. Ulterior, Tata Motor s-a achiziționat apoi mărcile auto-britanice de lux Jaguar și Land Rover de la Ford Motor Co. în 2008. Tranzacția a fost realizată pentru 2,3 miliarde de dolari. Proiectele sale preferate la Tata Motor s-au inclus Indica și Nano. Indica a fost primul model de mașină proiectat și construit în India, iar Nano a fost prezentată drept cea mai ieftină mașină din lume. Regretatul miliardar a contribuit la schițele inițiale pentru ambele modele.